Stimați cetățeni, prieteni, dragi colegi, cu prilejul aniversării companiei Moldova Gas, vreau să vă aduc sincerele mulțumiri. Pe de o parte consumatorilor pentru fidelitate, pe de altă parte angajaților companiei Moldova Gas pentru profesionism și dedicație. Am trecut prin diferite provocări, crize, pe parcursul acestor 25 de ani de la fondarea companiei. Dar vreau să vă spun că acești 25 de ani au fost ani de înaltă dedicație, de profesionism și lucru, serviciu pentru binele țării, anume din partea companiei și angajaților companiilor de distribuție, transport, de furnizare a gazelor naturale pentru întreaga Republică. În pofida acestor crize, am continuat să furnizăm gazele naturale la condiții de fiabilitate, la condiții de siguranță și la prețuri convenabile. Anume, această prioritate a stat la bază pentru continuitatea activității întregului sistem energetic, pentru că compania Moldova Gas, companiile de distribuție, de transport și furnizare a gazelor naturale, care fac parte din acest grup de companii, sunt pilonii securității energetice a țării. Sunt recunoscător tuturor colegilor care zi de zi dedică activitatea, timpul și sănătatea pentru continuitatea furnizării gazelor naturale, pentru toți consumatorii din sistem. Pe parcursul acestor 25 de ani, am îmbunătățit calitatea serviciilor. Am început procedura de digitalizare a diferitor activități în cadrul companiilor, ca în urmă acestor reforme să beneficieze toți consumatorii noștri. Activitatea Moldova Gas înseamnă proiecte naționale, regionale și locale. Prin gazificarea localităților, încercăm să aducem căldura în fiecare casă a fiecărui cetățean al Republicii Moldova. Și pentru că noi suntem o întreagă familie, în calitatea mea de manager, voi asigura continuitatea activităților noastre, ca în final, dumneavoastră, stimați colegi, să vă mândriți de rezultatele care le va obține Moldova Gas. Stimați colegi, v-am susținut, vă susțin și vă voi susține orice ce s-ar întâmpla. Am avut capacități să trecem prin mari greutăți și astfel am devenit mai puternici. Mă închin în fața dumneavoastră, stimați colegi. La mulți ani, multă sănătate și multe succese!